Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. A pornit prin a merge la karate, dar a sfârșit prin a rămâne la dans sportiv, de care s-a îndrăgostit, de 14 ori campion național, participant la competiții europene, inclus în lista celor mai buni 50 de dansatori sportivi. Câștigător jumătate de câștig din Asia Express și deținător de Academie de Dans. Discutăm astăzi cu Mihai Petre. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit. Și mii de mulțumiri că ai acceptat. Cu drag. Ne crede cineva că ai început la karate? Uh, habar n-am. Dar <ră> a, asta tu? e realitatea. E bine că n-am sfârșit. La, la karate, karate. Da. În S -s karate. Fi... Da. Deci karate, prima, cu ele ai început? Da, da, da. da. Cu Am început deci, cu karateul copilul... la 7-8 ani când era ilegal. Deci știu și câteva procede de judo, pentru că de fiecare dată când bătea cineva la ușă, fiind interzis, trebuia să devenim judoca, așa. Nu poți să pentru că era pe vremea. Pe vremea? Așa. Nu, era ilegal, nu puteai să faci karate. Și părinții mei făceau două lucruri ilegale cu mine. Acum dau seama asta. Mă duceau la karate și îmi lăsau părul lung. Uh, chestiile astea, mă rog, una m-a costat, că știi, la școală era cel careu cu elevi indisciplinați. Și eram scos de fiecare dată. Prea și ai abonat. Da, atunci nu prea era de răs, că da, 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 te da, da, gândeai, bă, bă, dar ce am doar pentru că am părul mare, știi? Și tai că eu fiind un rebel din ăsta care nu prea se... Deci tu din ai avut părul așa. Uh, când am avut și o perioadă în care l-am tuns, dar îmi place, nu știu, cred că mi-a rămas de la taică-mi o chestie asta. Și da, a doua era asta cu karateu, unde n-aveam, era ilegal, așa cum ți-am spus, și învățam procede de judo. Și dacă bătea cineva la ușă, nu mai trebuia să ne spună nimeni nimic. O dădeam pe judo imediat. Foarte tare asta. Dacă ne lua cineva la bani mărunți la judo, eram praf, îți dai seama, că noi știam 4-5 procedee. Deci el funcționa ca un club de judo, cum ar veni la oficial. Dacă mă întreb, nici nu știu cum funcționa, fiindcă eram prea mic, deci nu aveam Uh, am ajuns acolo pentru că aveam un vecin în bloc care și acum se ocupă cu asta, care ulterior a devenit nașul uh, sorei mele și care era foarte bun și se, se făcea karate și, pe, și înainte de 89, destul de bine. De altfel am făcut shotokan, karate, dar am făcut și uh, uh, stilul uh, chinezesc, cu da. Și astea două m-au ajutat foarte mult, și în viață, și în dansul ulterior, pentru că am deprins anumite lucruri foarte folositoare pentru mișcarea mult de ai mai făcut, trez... adică multă vreme. Am făcut vreo 4-5 ani, cam așa, da. da. Am dat și examene a... de centură, eram cel mai mic din grup, ți minte, aveam vreo 8, de la 8 la 12 ani. Am Tot făcut. un ilegalitate. Că a, ulterior am aflat, eu atunci nu știam. Ulterior mi-am dat seama că era ilegal. Știam doar că trebuie să încep procedele de judo dacă vine vreun musafir, dar nu, la vârsta aia, nu. Da. Nu-mi dădeam seama. Ulterior, ca și dansul, pentru că nici dansul nu era un sport acceptat nici măcar o activitate pentru că erau rochile prea scurte domnișoarele se dansa după mult muzică, prea muzică ciudată capitalistă da. mai mult sau mai puțin că foarte multe ritmuri vin din, din Cuba țară da, prietenă era corect, știi? Da, dar, nu dar, prea puteai cu fustelele și da, da, era cu indecent. Cu, mă. mă gândesc că uh, academicianul în momentul în care vedea așa ceva nu Moria de inimă, cred. Da, nu putea tolera. Da. Și interesante dans? vremuri. Da. Băi la dans am ajuns din întâmplare pentru că nu mai aveam timp de karate din cauza școlii. Mi-au schimbat la un moment dat pe la 12 ani programul, am trecut după masă, nici nu mai știu da. exact cum da. era. Și uh, ieșeam mai târziu decât începea antrenamentul la karate. Și de fapt eu cred că scopul uh, alor mei a fost să mă țină departe de mingea din spatele blocului pe care o băteam și pe aia, destul de interesant. Având în vedere că am dat odată un șut și mingea aterizat în, în tigaia unei wow. mamei unei, unui prieten de-al meu de la etajul 1. În ești ce bine deci și bine și pe balcon pe tot a Exact, prin... incredibil. Și a nimerit exact exact Fost în, fus. în tigaia doamnei cu, cu pește pe acolo prin. Ne-am jurat, mă rog, asta e altă poveste. Uh, probabil că nu-și doreau să să bad mingea în spatele blocului foarte des, fiindcă atunci se putea toată da. lumea ieșea afară La pe Maidan. de covoare. La Noi aveam și niște grădini în care jucam printre copaci, A, mai... Deci na, era... Obligată din asta. Da. La mălai, toate jocurile astea. Da, 21. Exact, da. le știi și tu foarte da. bine. Și au spus, trebuie să-l dăm la un sport, că eram destul de, de agitat. Asta, așa, aveam... Erai să... erai copil așa mic da, 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 da. Aveam probleme. Se auzea mama lui Mihai, știi cum, cum era? Erai ca da. cam povești, ca da, poezie, mama da, da, lui da. Mihai. Era mama lui Mihai, Mihai, da, e, e, chestia Am asta se întâmpla foarte des. Și atunci eu cred că ai mei uh, au mers după acest raționament, știi, s-au gândit ce să facem ca să-i consumăm energia și, și violența asta intestină, păi îl ducem <laughs> acolo că eu scop băieții din cap, ceea ce s-a și întâmplat, <laughs> pentru că M-a educat foarte bine karateul, după care atunci când n-am mai avut timp din cauza programului de la școală, am început să merg târât efectiv la dans. Deci nu, nu mi-am dorit niciodată, la început. Era pentru mine chin fiindcă veneam din aceeași educație cumva de tristă amintire, în care dansul e numai pentru fete, greșeli mari, că dacă am conștientizat la o vârstă mai fragedă că e și pentru băieți, n-am avea problemele pe care le avem la petreceri sau când Uit. avem de invitat, știi câte Cum să o... majoritatea eu? dintre noi. Eu acum mă bag da. în da, gașca noastră de băieți, că până și eu știu da. să dansez. Adică Tot aveai o... aveam. Reținere. Da, știi, e, dansul cumva lucrează la asta de la o vârstă fragedă, și devine ceva normal, ba chiar frumos, hmm. interesant, galant să faci asta. E, dar eu nu voiam. Știi? Că mi se părea că bă, nu e ce... mai rușinos așa pentru băieți, știi? Așa da, gândit. cumva, mă rog, rușina ar trebui să dispară din punctul meu de vedere, nici n-ar trebui să vorbim prea mult despre ea, că e, e una dintre ciudat. cea mai păcătoasă emoție, practic. Uh... E, mă rog, trecând peste asta, am ajuns cu Chiucu Vai la dans târât de ai mei. Și am avut o re revelație după două, trei săptămâni cum că e un bazin atât de mare de fete acolo și că n-ai cum să nu te simți bine în contextul ăla. e eh, Știi, n-ai cum. Deci da. ajungi acolo, treci peste orice, te chinui, înveți Noi pașe. La asta nu ne-am gândit, vezi? Băi, eu am simțit, Ai treaba acolo. Asta. Da, îți dai seama, aveam 12-13 ani, începeam să, da. să mă uit în stânga, în dreapta. Și când am văzut despre ce e vorba, am spus, bă, trebuie să-mi văd și stai, pașii stai, că stai e. Mică, nasol. că nu e așa cum credeam. Exact, e, e nasol, adică da. trebuie, trebuie bă, bă, bă. să le impresionez, știi. Și așa am rămas la Dan și bine am făcut, pentru că, uite, practic tot ce am acum am datorită dansului. Ai dus în paralel, adică ai fost și la karate și la sau s-a terminat no, cu karatele. Nu, no, s-a terminat, s-a Dar zici mm. că te-a ajutat enorm. E foarte mult, foarte mult, pentru că uh, am căpătat viteză, uh, disciplină la karate, uh, am, din instinct, știam foarte mult despre dinamică, pentru că toate acele exerciții uh, kata sau tao da. dup, depinde de de stil, de stil karate japonez sau chinezesc. Sunt practic un, un fel de dans și ai nevoie de ritm în același timp, ai nevoie de, de coordonare, știi să dezvolți o mișcare în spațiu, într-o anumită dinamică lucruri pe care le-am învățat teoretic mult mai târziu, dar pe care le simțeam deja, adică da. știam despre ce e vorba uh, pentru că am avut șansa să practic artele marțiale. Deci a fost un ajutor fantastic. De, de altfel, eu cred că acesta este unul dintre motivele pentru care am evoluat mai rapid decât alți colegi la dans, pentru că am ajuns la 12 ani și la 15 deja câștigam primul titlu național la juniori, adevărat, dar de acolo am continuat tot așa. Titlul național vorbim. Mă rog, la, la, dans e complexă treaba, nu, nu e un sport individual, sunt foarte mulți factori care, care contează acolo. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!